În continuare abordăm un subiect nu foarte plăcut, dar foarte important. O să discutăm despre acele insecte minuscule de dimensiuni mici, dar care își poartă bine denumirea. Am auzit de tigrul platanului, se făcea prin anul 2007 și da, într-adevăr, e mic, dar se poartă exact ca un tigru feroce. Despre pericolul iminent pe care îl prezintă aceste insecte și de ce se simt ele atât de bine în Republica Moldova, o să discutăm alături de invitatul nostru, Derjanski Valeriu, doctor habilitat, profesor cercetător în cadrul Institutului de Zoologie. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine ați venit! Mă bucur tare mult să vă revăd, dar subiectul este unul dureros și la propriu și la figurat. Vreau mai întâi de toate să ne spuneți ce sunt aceste insecte, de unde au apărut și dacă am rămas cumva la tigrul platanului sau avem și o formă mai adaptată. Noi avem 3 tigri pe teritoriul Moldovei, din familia Tingidi. Sunt niște insecte mici care suc seva plantelor. Preponderent ele sunt monofage, spune dacă tigrul platanului, numai pe platan. Cu alte plante nu se hrănește. Acestea care au apărut, tigrul stejarului, numai cu stejar. Avem 3 specii de stejar care sunt răspândite în Moldova. Așa. Și inițial acela băștinaș care se numește tigrul părului, trăiește pe păr și pe măr, mai hrănește și pe măr. A nu se confunda, tigrul părului, vorbim despre pom, nu vorbim despre prasad, părul alias podoaba capilară, da? Ca să fie foarte clar. Așa, acum, e mai periculos tigrul platanului sau tigrul stejarului? Sau în privința plantelor, tot aceeași ravage fac. Așa. Numai că pentru om a apărut că de tigrul platanului poate nici n-a auzit, dar era. Am citit în lucrările dumneavoastră. În din 2007 a apărut, prima dată l-am semnalat aici. Știam deja că fiind în Paris, acolo e răspândit. Și când am venit în Moldova, în 2003, tot 4 ani îl căutam și tot nu era. Și în 2007 a apărut. Îl vedem și pe micile ecrane, avem niște imagini. Chiar da. În centru Chișinăului, lângă poșta centrală, eram cu studenți și când am văzut, băietul s-a căsărat pe parapet, când era ca tot parapet, ca să-și recupereze niște frunze afectate. Și au avut și însemnare de la polițist, a spus ce faci, deranjez publicul. Așa a fost istoria. Dar s-a ales cu un proces verbal în numele științei. Nu. Am spus ce, că în cazul și a rămas fără. Bine, că s-a soluționat. Deci, tigrul platanului era periculos pentru plante. Da. Pentru propriu zis platan. Ăsta? Apărut și acesta, tigrul stejarului deja, din 2000, pe teritoriul Europei cunoscut. El vine din America de Nord. În nordul Italiei a fost prima dată semnalat în 2000. Și că în 2018 l-am găsit aici în Moldova, în sudul Moldovei, pe lângă rezervația Flămânda, pe stejar Pfos. Și l-am observat și am început de acolo să caut pe toată Moldova. Și am făcut vreo 2 expediții și în centru și în nordul și l-am găsit în cantități mici, dar era deja peste tot. Bine, dar ele și se răspândesc destul de rapid aceste insecte, deci cumva se adaptează ușor? Vă spun ușor? De ce a apărut el în Chișinău, fiindcă în Chișinău nu e chiar așa de mult stejar. Așa. A fost vânt din nord și el s-a mulțit în teritoriul codrilor pe stejar, în cantități enorme, acolo sunt miliarde de exemplare. Și când începe să zboare, stadiul următor, vântul el e ușurel. Curenții aerul l-au ridicat și poate se zboare la sute de kilometri, să-l duc ea ca așa. Deci se răspândește foarte repede. Apropo, dar prezintă vreun pericol pentru oameni aceste insecte? Sau ar trebui să... Tot psihologic, probabil, mai mult. Fiindcă înțepăturile cele care apar, vă spun care e natura acestor înțepături, fiindcă insectă se hrănește cu seva plantelor și nimic n-are cu pielea omului. Dar numai de înțepat înțeapă. Zburând prin aer, la temperaturi înalte, cum a fost acest an, ea se dehidratează insecta. Și când nimerește pe un substrat și simte că este lichid ceva, imediat introduce trompa
ca și țânțarul. Și suge ceea ce este lichid, nu că sânge, că nu e specific. E mai mult pe transpirație, nu, vorbesc de cum afectează oamenii. De ce? Vorbim aici de transpirație, despre... Și conține în saliva sa niște fermenți, niște substanțe care sunt iritanți pentru organismul omului, pentru mai ales pentru cei care au alergii, care suferă de alergii, e clar că... Cum se manifestă aceste reacții alergice? Deci apare o pată roșie... Roșie, roșiat și apoi poate mâncărime să fie și... Dar nu ajunge la etapa de febră, de exemplu. Depinde de imunitatea. Așa. De ce imunitate dispunem? Sunt acei cu imunitate tare, așa, la înțepat și nici n-am observat. Sunt oameni mai sensibili? Da. Cum tratăm acea porțiune de piele? Pentru că am citit că putem aplica soluție pe bază de alcool, același dezinfectant, apă cu săpun, cineva recomanda să fie aplicat niște ulei de măsline. Ce facem în astfel de cazuri? Toate ce le-ați povestit sunt benefice și se ține deja de medicină și nu e subiectul meu, dar e totuși este chestii uzuale care noi le folosim în orice zi. Bine, cu și... niște alcool, Dar ce facem în cazul ăsta cu copacii? Ce se întâmplă cu stejarii? Cum au de suferit? Cam e rea treaba cu totul. Dar ce se întâmplă, de fapt? Vreau să ne spuneți cum îi vedem, cum îi observăm. Și apropo, dacă vedem pe un stejar aceste insecte, trebuie să semnalăm autoritățile, trebuie să zicem ceva sau lăsăm în voia sorții? Eu sper că știu. Chiar ieri am vorbit cu domnul Caisin, directorul Mol Silva, și dumnealor sunt la curent cu toate chestia aceasta, ce se face. Fiindcă destul să priviți aspectul frunzelor, a stejarului deja. Vedeți că, iac acum, la imaginea dumneavoastră, că frunzele sunt galbene, parcă e de mâine noiembrie. Iac așa, ele din iulie deja sunt așa, frunzele. Asta este efectul tigrului. Da. Asta e efectul tigrului. Bine, și cumva ținând cont de faptul că în Republica Moldova avem foarte multe păduri de foioase, pentru că sunt specifice mediului nostru, ar trebui să fim atenți. Bine, dar dacă e să discutăm despre aceste insecte, spuneați și dumneavoastră că ar trebui să prestăm o atenție sporită și teilor. Avem și un alt factor de risc? Da, este alt specie, cam local. Așa? Observată la botanică, am văzut-o și prin centru, tei, pe scoarța arborilor, mai ales când spre toamnă, vară, ele se dispersează pe pom ca să hrănească, dar spre iarnă formează niște colonii, parcă un strat plin de ploșnițe de culoare roșie și parcă pete roșie așa de sânge pe tulpina teilor. Nu arată bine deloc? Sunt în conglomerate, da? La adică... fel, e o specie invazivă care poate să afecteze teii, numai nu știu ce e acolo, dar sunt niște factori care îi mențin la un nivel așa destul de mic. Nu se răspândește, nu cum cazul cu tigrul platanului sau stejarul. Așa. Bine, dar apropo, ce s-a întâmplat până la urmă cu tigrul platanului? A dispărut acest pericol? El persistă, doar că a mai apărut ceva. Da, probabil ceva are niște factori limitativi și primul factor limitativ, asta e platan, doar nu este la noi. Asta e plantă decorativă, ornamentală, care nu ține de pădurile noastre. Dar stejarul, din contră, e specific. E specific și planta aceea de bază a codrilor. Și dacă trebuie dispare, să avem grijă de ei. Dar 2-3 ani, câțiva ani, dacă a fi așa situația cum anul acesta a fost, păi gata cu stejarul. Așa că trebuie să fim foarte atenți și sperăm că se vor implica și autoritățile în combaterea acestor insecte. Repetăm, efectele asupra oamenilor nu sunt atestate în mod grav. Dar înțepăturile trebuie să fie tratate. De altfel ca... E un deranj psihologic. Exact, exact. O să fim atenți. Simte pe mișcări, niște insecte se mișcă pe mână sau pe piele. Clar că...
Trebuie să avem grijă. Domnule Derjanschi, eu vă mulțumesc tare frumos pentru aceste informații, pentru aceste sfaturi și vedem cum evoluează situația în cazul teilor ca să revenim la subiect. Mulțumim tare frumos pentru informațiile oferite.